spune-ne, ce a fost în vestiar după această calificare? Cred că s-aude de aici, nu? Nu, e ceva incredibil ce am realizat. Suntem mândri, ne bucurăm că am reușit să facem românii din nou fericiți, cum am spus și la conferință. Asta cred că e cel mai frumos lucru. Am văzut că au ieșit și în stradă, la universitate. Cred că începem să scoatem din nou, ca să zic așa, capul în fotbalul mare și nu vrem să ne oprim aici. Cum veți petrece în seara asta? Cum? La ce vă gândiți? La ce oră vă gândiți? V-ați culcat de vreme. În primul rând mai avem un meci, următorul meci, după care noi sperăm și credem cu tărie că vor urma și alte meciuri. Vom fi echilibrați. Normal că ne vom bucura de această victorie, de această calificare. Ne-am cam obișnuit să terminăm pe locul 1, nu? Așa cine crezi că vom juca? Nu știu. Important e să ne facem noi, să respectăm ce am făcut până acum și așteptăm orice adversar, e binevenit. Au ieșit fanii la universitate, în toate orașele, la piețe, peste tot, și în țara. Cum am spus, suntem extrem de fericiți că putem face lumea fericită și asta e un lucru extraordinar și cred că trebuie să fim recunoscători că Dumnezeu ne-a dat șansa asta să putem bucura milioane de oameni. Până la urmă s-a terminat egal, așa cum voiau ambele echipe. Erați informați și cât e scorul în partea cealaltă, la Belgia-Ucraina, în timpul meciului? Sau nu, n-am știut. N-am văzut de jocul nostru. Așa a fost să fie, să se termine. Cred că ați văzut că nu a fost nici vorbă de... Am jucat pe teren, am jucat să câștigăm. Ambele echipe au jucat să câștige, deci s-a terminat egal, bine și pentru noi și pentru ei, deci suntem fericiți că am terminat pe primul loc, istoric, să zic așa. După ce ai văzut ce s-a întâmplat cu acest zid galben care s-a tot mărit de la meci la meci, mergem înapoi la München unde a început totul, ce prevezi acolo că se va întâmpla? O să facem Münchenul din nou casa noastră, sperăm să fie și mai mulți. E incredibil să vezi tot zidul la galben și cred că o să se mărească din ce în ce până nu o să mai fie loc. O să ne poartă noroc Münchenul, ne-a purtat cu Ucraina. Da, ne-am simțit extraordinar și vrem să repetăm asta. De-abia așteptăm. Cum e să primești două vești senzaționale în 2-3 zile? Știi la ce mă refer. N-ai vrut să fii conferință. Da, deocamdată sperăm să zic așa, să mergem cât mai departe. Ce după, fiecare jucător are parcursul lui, dar acum suntem la echipa națională și vrem să dăm totul. Cred că și astăzi fiecare dintre noi am lăsat totul pe teren, am dat tot, am muncit pentru această calificare și, cum am mai spus, toți avem, să zic așa, ne bucurăm pentru celălalt, suntem o familie, fiecare iese în față când e nevoie și de asta e un grup atât de frumos. Oboseala se resimte, Denis, tot ce... Sau să nu, nu. Dar e important de știu și asta, că s-a făcut cu mai puține zile de odihnă, mai ales decât adversarii de astea. Da, e important. Cred că avem 5-6 zile, nu? Până la următorul meci. O să avem timp să ne recuperăm. Am făcut-o și înainte. Cred că s-a văzut și pe teren că am reușit să fim bine din punct de vedere fizic și când pui, să zic așa, sufletul și dai tot, nu mai contează nici oboseală, nici nimic altceva. Uite de ce această calificare. În primul rând, fetițelor mele, soției mele, au fost și acum în tribună. Nu știu, e un lucru extraordinar. M-a fost și la primul meci, a fost o emoție incredibilă, cu toții am plâns și din nou, ca să zic așa, are trei momente incredibile și nu, cum am spus, nu vrem să ne oprim aici. Dennis, just a couple of English, please. It's 24 years since Romania got to the knockout stages. Can you just sum up how historic that is for you guys as a team and as a nation? Yeah, I think we did it when we were in the under-21 semifinals. Is that the generation that let's say they are used to
to play these kind of games. We grow up, and now we are ready to make history again. As I said a couple of years ago, that we want to write the history again and to be again in the through the biggest team in the world. You talked about making history again in the next round. It would be possibly either Slovenia or the Netherlands. What do you make of that as a draw? I think any opponent it's difficult in this phase, but we are ready for everything. We will recover very good. We will give everything as we did today, as we did in the last games. I think we showed character and we showed that we have a strong team, and we just give everything on the pitch 200% every time, and we are not an opponent easy to play against. And you've gone through, you haven't just gone through by, you know, just about narrowly getting through, you've gone through the top of the group, in a group with a team that's ranked third in the world. In terms of the confidence that this gives the team? Yeah, we finished also the qualification round before Euros first, without losing any game. Now we finish also first, so I think we get used to it. So we like the feeling, we like to be on top. We work every day, and we started all this process with this in our mind to be top of the group, of the league, of everything. Thank you. Congratulations. Really appreciate it.